Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CSGO Prime Hacking alături de Darius, de Vladus Băiat Finus, de Shadow pe care nu-l știu, dar are poză cu Ilie, deci înseamnă că este abonat fidel aici, și de Lirca Gură, care este Zedozi, știu, ziceți și voi ceva bă băieți de fapt. Ceva. Mama, auziți toți deodată să mă bat data. Bă băieți, hai să facem la acest episod 1000 de like-uri dacă mai vreți episoade de genul în continuare. Și da, o să vă explic imediat despre ce este vorba în titlu. Vreau doar să vă mai las așa un pic sub suspans. Ați văzut deja din titlu probabil cum mi-am luat eu bani pe două conturi în doar 3 sau 4 zile. Nu știu exact cât a trecut. Astăzi o să vă povestesc ce s-a întâmplat, deoarece am primit foarte, foarte multe întrebări. Dar în primul rând o să vă zic despre contul meu de TikTok, pentru că am început să postez videouri pe TikTok, bă băieți, și... Na, mulți mă întrebau pe TikTok, eu făceam o caterincă cu băieții de pe TikTok, adică băieții ziceau că nu e adevărat, nu ești Raul2K adevăratul, și eu făceam videouri de alea care să demonstrez că eu sunt Raul2K adevăratul și puii mei, în orice caz, da, eu sunt Raul2K adevăratul, bă băieți, nu este niciun fake pe TikTok care se dă drept mine, deci nu trebuie să vă stresați având în vedere acest aspect. Aveți linkul de la TikTok-ul meu în descriere și aveți și TikTok-ul prietenei mele, ca să vedeți și voi acolo ce TikTok-uri postează. Da, bă băieți, dacă vreți să dați acolo un follow, să vedeți gagica lui Raul2K, dați acolo un follow, bă băieți, și mie și ei. Și eu o să încerc să postez, adică eu oricum postez deja TikTok-uri, câte 3-4 TikTok-uri zilnic, adică n-am nicio treabă cu viața, postez la TikTok-uri toată ziua, stau să mă gândesc ce TikTok să mai fac. Dați acolo și voi un follow dacă vreți să faci, să vedeți TikTok-uri cu hack-uri, bă băieți. Și probabil că o să fac TikTok-ul, mi-a fost schimbată viața. Da, de când a apărut TikTok-ul mi-a fost schimbată viața, bă băieți. Și acum o să vorbim în câteva secunde despre conturile mele banate și cum s-a întâmplat o asemenea nenorocire și cum am reușit să rezolv chestia asta, adică cum am reușit să, mă rog, conturile tot banate sunt, deci nu mi-a scos banul, dar cum o să rezolv chestia asta și cum o să încerc să nu mai iau bani pe conturi, bă, ies, doamne, cât țâs, hai mă că eu am bomba și nu o plantez, îți ratat. Da, bă, băieți, deci cum mi-au banat mie băieții de la Steam două conturi și vedeți, banul nu este pe CSGO, este ban de la Steam, community ban. Probabil că ați văzut, dacă intrați pe profilele mele vechi, o să vedeți că toate sunt banate, community ban, și o să vă explic imediat cum s-a produs această nenorocire. Mamă, m-a luat ăla cu SSG-ul, blăduțe, ai grijă, ia-l, te rog eu, mamă, ce prefire ți-a dat frate ăla aici, nebun la cap. Așa, bă, băieți, cum s-a produs această nenorocire? Ei bine, știți că eu mi-am luat Overwatch ban pe contul ăla main cu 3000 de ore, cu toate nebunile. Da, chestia asta chiar a fost pe bune, s-a întâmplat, aia e, se mai ia bani din când în când când joci cu coduri și n-ai grijă. Mi-a scăzut și Transfector în ultima vreme, aia e, mergi mai prost, haideți și voi pe B, băieți, haideți și voi pe B. Așa, dar cum s-a întâmplat să-mi iau eu bani pe cele două conturi noi făcute pe care nu apucasem să joc niciun meci, adică n-am apucat niciun meci să joc și mi-am luat bani. Ei bine, bă băieți, este un fan de-a meu super nebun, Ecstasy, care așa îi se zice lui și pe YouTube și pe nu știu exact cum îi se zice, care și cont de TikTok, unde a postat cum i-a banat mie conturile. Ei bine, știți că eu îmi cumpăram conturile de pe LOL, Steam sau de pe G2G sau chestii de astea. Și dacă mi le cumpăram de acolo, înseamnă că vă dați seama, conturile alea nu sunt ale mele sau unele sunt furate și după aia sunt revândute și chestii de astea. Și practic, băiatul ăla mi-a dat mie report boot pe toate conturile. Deci când îmi făceam un cont nou, băiatul ăla îmi găsea contul și îmi dădea report boot și... Așa mi-a banat două conturi, deoarece băieții de la Steam vedeau acolo că e ceva neregulă. Adică dacă eu cumpăram contul ăla, îți dai seama că la aia de la Steam le apărea că primul login pe care s-a făcut contul era din Mexic și al doilea, sau de unde era băiatul ăla din țară, nu contează, e irelevant din ce țară era băiatul care și-a făcut contul. Și următorul login pe Steam era din România, de la mine. Și vă dați seama că băieții de la Steam și-au dat seama imediat și mi-au dat bani pe ambele conturi și m-au pus să confirm că conturile alea sunt conturile mele, ca să vadă băieții că la chiar e contul meu și că nu l-am cumpărat de undeva. Din păcate eu nu am cum să demonstrez chestia asta, vă dați seama, dacă contul este cumpărat, chiar nu am cum să demonstrez chestia asta și mi le-au banat și n-am ce să fac. Bine, dacă pot să găsesc dovezi să zic alea conturile mele, deși nu am cum, mi le debanează, vă dați seama, nu e mare scofală, mare brânză, dar nu am cum să demonstrez chestia asta, așa că rămân banate, am pierdut vreo 40 de euro pe conturile alea, cam dacă am 16 euro pe unul și vreo 20 de euro pe altul, nu am ce să fac, conturile alea o să rămână banate, dar am o veste bună pentru voi, bă băieți, chiar astăzi mi-am făcut un nou cont de Steam, făcut de mine de la zero, ca să nu mai poată lumea să... Dea report pe... Da, îl văd. E unul la defuse, dar nu-l omorâți. Prea târziu. De ce nu vrei să-l omori? Să-l lași să vezi dacă dă nici defuse? Da. Na, las că poate încearcă următoarea rundă aici, nebun la cap. Chiar prea târziu, chiar n-am fost atent la ce ai zis. Hai să continui și aici discursul și după aia vă lași pe voi să vorbiți, pentru că nu o să vorbesc așa tot videoclipul. Stați liniștiți. Unde rămăsesem că nici nu mai știu, să-mi bat picioarele.
Na. Să moară Jaxi. Cu contul de Steam. În fine, că mi-am făcut eu cont nou de Steam. Mi-am făcut un cont de Steam de la zero cu ID-ul meu, cu toate alea, deci cont făcut 100% de mine. I-am cumpărat și operațiunea Broken Fang ca să fie nebunie de aia, adică să avem transfector bun. Am început să o fac, este momentan silver. Și o să începem o nouă serie pe acel cont și practic seria aia se va numi, nu știu, o să găsesc eu un nume ok pentru ea, dar nu știu, se va numi ceva în genul Viața unui cont de CS:GO sau nu știu, o chestie de genul, gen în care să în primul episod să arăt cum am făcut contul. Am cumpărat operațiune, am început să fac misiuni pe operațiune ca să-i fac rank. Și în toată această serie o să vedem cât timp pot să joc pe un cont cu un cod privat. Eu practic pe acel cont o să joc un cod privat, probabil cu Neverless, pentru că e singurul disponibil în momentul de față. Adică o să încerc să bag cât mai puține, adică nu o să bag deloc, nu o să încerc să bag cât mai puține. Nu o să bag absolut deloc coduri care și-ar putea lua Vagban. Nici măcar Exitiu mă gândeam să nu-l bag, deși am jucat cu el de câteva luni, de vreo 7. Noa, ce minimă de vreo 4-5 luni joc cu Exitium, nici nu știu de exact de Exitium, oricum joc de ceva timp cu Exitium și nu mi-am luat bac niciodată, dar eu mă gândeam pe acel cont să bag doar coduri private, ca să facem ca un fel de experiment, să vedem cât timp pot să joc pe un cont doar cu coduri private, fără să-mi iau Vagban sau Overwatch sau orice altceva. Ar fi o idee super șmecher, o să înceapă seria aia, probabil că mâine sau poimâine o să fie primul episod din seria asta, chiar ar fi o chestie super interesantă să vedem cât timp putem să jucăm băbăiți pe un cont fără să ne luăm ban sau Overwatch ban sau orice altceva. Momentan, din câte puteți observa, joc pe contul meu, adică pe contul meu, pe contul pe care o să vi-l dau vouă la giveaway. Vlăduțe, joacă și tu, trăiți ar familia, că dau 2 rage. Mamă, coaie, au cheaturi ăștia, să mă bată tata. Băi, Vlăduțe, coaie, de ce dai așa, mă, coaie, că ai cod și ai 6 cu, ai 6 cu 1, hai că e ok scorul, dar totuși, trăiți ar familia. Hai mă băieți, de acum o să vă deblochez și vouă dreptul de a vorbi. Spuneți ceva, bă băieți. E momentul ceva vostru de a sclipi. Că sunt mare fan pe fiecare live, mamă, să mă bată data. Da, frate, eu sunt și pune frumos o inimioară. Hai mă, dați careva pic pe mine, pic pe mid cu mine, bă băieți. Haideți să dăm un pic pe. Ia uite-l mă pe Iliuca, Iliuca ești cam tăcut astăzi, manule, ce s-a întâmplat? Nu știu, frate. E supărat frătiucul meu. Mamă, băi, ăștia au cod cu aia. Ți-a dat un pic prin fire acolo sau sal? Bine, am dat-o prin smog la băiatul ăla aici, nebun la cap. L-am rupt prin smog, bă, băieți. L-am rupt prin smog pe băiatul ăla. Na, nu te las pe tine să-mi dai pic, brodere. Nu te las pe tine, e unul pe short, aveți grijă la băiatul ăla de pe short. Hai că te-ai dus, ești nebun la cap. Ce stă Lil ca gulă spec pe mine, ești nebun la cap. Mamă, ce flic am dat acolo, Iliuca, ce părere voi avut de flicul meu? Hai bă, bosule, du-te drecu. Mamă, bă, băieți, ci că la mine, eu acum o săptămână. Exact. Bă, băieți, nu să mai joc obvious pe conturile mele, o să joc foarte legit pentru că o să-mi iau bani. Ei bine, bă, băieți, acum cred că... Acum o săptămână, am 3 secunde, ai zis mai înainte. Da, adevărat, am zis că nu... Bine, nu, am zis că o să joc pe contul meu main, da. Ăla nebun, ăsta de abonați, mai trecem cu vederea un meci, un alea. Avem 4 win-uri, bă, băieți, pe contul de abonați, ce s-ar fi al 5-lea win, ceea ce e super, super maker, adică... Sper că în curând să primim și rank-ul, să vedem de ce rank veți beneficia, dar vreau să vă spun o chestie. Vreau să votați în comentarii, să scrieți acolo comentarii, dacă vreți să cresc contul ăsta, adică să aibă la 10 win-uri rank cât mai mare, sau vreți să-l las la 10, adică să fac doar 9 win-uri și după aia, până la 10 win-uri, să pierd câteva meciuri, să mă bat pe D-Rank, ca să primiți un cont cu rank cât mai mic. Adică, întrebarea principală este, vreți ca acest cont, când vi-l dau la giveaway, să aibă un rank de la nebun sau să aibă un rank de ăsta mai micic ca să, na, să puteți juca? Băi, coaie, nu mă trola, că îmi bat picioarele și dau un smoke și să-mi bat picioarele, coaie, ești nebun la cap. A încercat și Ilie să mă troleze, băieți. You are Smurfs? Yes. Why? Why not? Mamă, coaie, de unde a primit apul ăla, ești nebun la cap? Bravo, mă, băieți, bravo. Eu mă gândeam să las contul ăsta, gen, nu știu, să aibă servis, medal, să arate așa frumos contul și să aibă un rank, nu știu, un Gold Nova, un MG. Mă gândeam să nu-l fac chiar cu, nu știu, cu Legendary Eagle, cu Legendary Eagle Master, pentru că poate unii dintre voi nu vreți să jucați chiar la, rank-uri așa de ridicate și n-ar avea rost să-l las, nu știu, cu... Legendary Eagle sau ceva de genul. Ia ziceți mă și voi ceva, mă băieți, m-ați lăsat un pană de idei. Am zis toate ideile pe care le aveam de zis în videoclipul ăsta, dar vezi că eu am observat că ceilalți youtuberi au doar o idee pentru videoclip și își extind ideea aia pe tot videoclipul. Dar eu sunt scurt și la obiect, fără clickbait, fără nimic. Ăla are mare cod, are mare cod ăla de la Itus, gura mătii. Gert. Nice cheat, bro. Nice pref, ha 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 ha. Mamă, ăla are mare cod de la ei. Gert ăla de la ei are mare cod, Gertsoi ăla, coaie. Că i-am făcut jiggle pick de ăla și probabil și Riddle, dar Gert ăsta are oricum mare cod. I-am făcut jiggle pick de ăla sau... No, you didn't, lol. I-am făcut shoulder pick de ăla și... Mamă, mi-au zis pe Vlăduț, da bă băieți, intrați pe serverul lui Vlăduț. Nu ți ajunge cu aia câtă promovare ți-ai făcut la mine pe live-uri, vezi pe clipuri, acum a făcut-te în gură.
Să moară familia mea, 700 de membri pe Discord. Bă, băieți, dacă vreți să aveți configuri de OTC V3 și chestii de astea, pentru că am văzut că oricum mă întrebați destul de mult în comentarii. Haideți uraș pe B, băieți, haideți uraș pe B, că n-am dat deloc uraș pe B. Dacă vreți configuri de OTC V3 și chestii de astea, aveți acolo Discordul lui Vlăduț în descriere ca să primiți tot felul de configuri de astea și o să facă și giveaway. Eu am făcut deja giveaway, dacă nu mă înșel, cu un cont cu Legendary Eagle Master, cu Prime, cu nebunii. Da. Deci puteți să intrați acolo pe Discordul lui Vlăduț, bă, băieți, nu este nicio problemă, nicio grabă, nicio chestie. Hai să luăm repede bomba. O să le pun link în descriere, bro. O să intre oricum, stai liniștit. Iliuță, tu ce? Mamă, mi-am primit mare achievement, short defuse, cum adică? Ah, short fuse de fapt. Ah, că am plantat bomba fix cu înainte să înceapă runda aici. Adică de-abia a început runda și nu am și plantat bomba aici, nebun la cap. Mamă, ce joacă Lil Cagule, e hotărât să-i are în capul ăla în Legendary Eagle, sunteți nebun la cap. Ia uite-l pe ăsta, băi, copile, City, ești nebun la cap, la Bouce, te chema pe tine, brodere, la Bouce. Ce mă, și-a băgat și tu, și-a băgat și tu, sau ce? Ah. Hai, brother, vino încoace să te iau la caraface. Am zis că pe contul ăla main nu are rost să filmez când o să fac... Ce-ai făcut? Te-ai dat mare colzera sau ce-ai făcut? Băgame. Ce-ai făcut cu aia? Ți-ai băgat rage-ul? Nu. Na. Pur și simplu am tras yes, țintă într-o parte la mișto și am... Ah, ok. They cheat. Hai că e cheat. Gert is cheating. Lol. Lmau. Lmfau. Am zis toate alea aici, nebun în cap. Hai mă, pe, hai că mă duc eu fake pe ea, nu-i problemă băieți, nu-i problemă că mă duc eu fake pe ea. Și ar fi destul de interesantă, mai ales că o să jucăm cu un cod diferit, adică gândiți-vă că, ia uite cu aia ce m-a omorât ăsta, gândiți-vă că eu cu Neverlose n-am prea jucat pe videoclipuri, jucam doar când era o problemă de rage sau chestii de astea, uite ce bunny hop făcea Darius 2K și ce poză are, ce bully, și a Ilie bă băieți, și a mare bully Iliucă. Mamă, Darius, să mă bată tata de ai dat-o de n-ai dat-o. Mamă, Darius, să mă bată tata ce, mamă, ce nade prost a dat să mă bată tata, nu-i ziua lui Darius, azi băieți, nu-i ziua lui Darius. Mamă, ce te-ai dus pe țintă pe el? Dă-i wallbang dacă tot e. Ah, never mind. S-a dus cu țintă pe el, ești nebunea să-l vedem pe Lil Cagule. Faci ce crezi? Că apuci să faci... Oh, uleiu, era să-mi dărâm microfonul cu aia... Hai bă băieți, mamă, bă băieți, by the way, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că avem 449 de download-uri la config-ul ăsta. E super, super tare chestia asta, adică chiar nu mă așteptam să facem. Mai, mă gândeam că o să facem 200-300 de download-uri, dar nu, chiar 500 de download-uri, bă băieți. Bine, cel mai probabil nu toți care mi-au downloadat config-ul, adică nu toți care mi-au downloadat config-ul știți de existența mea pe YouTube, probabil că au văzut oameni efectiv acolo în marketplace-ul de la, mă rog, în config browser-ul de la Exitium, au văzut acolo numele config-ului legit config și au zis, băieți, hai mă să-l donatez, poate o fi bun. Dar aparent avem 450 de donaturi, ceea ce este super, super tare, adică, mamă, ce bani hap îți făceam pe cap, Darius, să mă bată, tata, bă. Ia uite cu aia ce m-a blocat ăsta aici, nebun, dați-vă mă să dăm rush, să-ți nebun la cap, am dat rush, dar m-am blocat în ceva, dă-te, drecu. Dă-te, mamă ce cap i-am dat la oaia, acum mă mir un pic, oaie ce cap i-am dat să mă bată tata. Băi, am terminat runda asta în 15 secunde, cred că să mă bată tata, nici 15 secunde nu cred că au trecut din runda asta cu aia. Vlăduții, ei, mamă, am făcut și schema Zan, sunteți nebun la cap. Vlăduții, că tu ai făcut MVP-ul, i-ai rupt pe aia în doi, ești nebun la cap. Hai mă, și noi, hai rași toți pe mit să mă bată tata cu aia. Mă duceți-vă toți pe mine și mă duc eu pe aia să fac niște kill-uri cu aia, că i-ați rupt meciul ăsta, au dat și abandonul, nu cred că dau mare surrender ăștia, ești nebun la cap. Ai, au dat kick? Ba, what the fuck, s-au și certat băieți. Avem un vizitator aici, bă, băieți, pe... Avem un vizitator în meci. Mamă, ce... Nu, pula mea! Coaie, m-a blocat Lil Cagule, futu-ți gura, mătii, Ilie. Doamne, coaie, tu ai murit și fix să n-ai murit, tu mai aveam 10 HP și n-am mai putut să fac nimic. Uite ce le dă Darius 2K, trăiți iar familia. Ce era să-l omoare. Dă-i nou scop să mor tu, dacă nu dai nou, doar nou scop runda asta. Bra, mamă, ce m-a speriat, am crezut că tu le-ai luat, ești nebun la cap. Da, am văzut. I dădui. De unde ești, mane? De unde ești, Darius? A, stai că eu vorbeam pe... Din Craiova, eram sigur, ești nebun la cap cu dăduiul ăla. Cu dăduiul ăla s-a dus. Scuze. Dar tu ești și pe Discord ăsta, Dariuse? Ești pe Discord, mă, Dariuse? Nu, el nu-i. Nu-i. Păi cum trecu, că l-am adăugat în conv. Ce a zis? A zis că nu intri, ești nebun la cap. Hai să facem și noi un bunny hub frumos. Hai că facem bunny hub să ne dea one flash și acolo pentru other external cheating să-ți nebun la cap. Nu o facem bunny hub, băieți. Nu am neam putut. Ia, vezi că dau rastu, rastu, toți pe rampă aici, nebun la cap. Au toți pe rampă cu aia, uite-l pe ăsta, toți gura, măti. Unu mort, băieți. Doi morți. Ah, băga mea, aș vedeți că e unul smoke acolo, l-ai luat Iliuță. Trei morți, bine, hai bă băieți că am făcut și eu un MVP pe contul ăsta pe care o să vi-l dau vouă la giveaway, este nebun la... Hai că am trei MVP-uri, ești nebun la cap. Nu știu, bă, băieți, eu mă gândeam totuși că asta ar fi cea mai bună variantă, să derancăm contul și, adică să-l derancăm, să la 9 win-uri să pierdem câteva meciuri ca să ne dea un rank mai micuț, ca așa zic eu că ar fi cel mai bine, deoarece, na, nu o să vă dea
Supreme sau Legendary Eagle Master, că dacă vă dau contul așa, poate mulți dintre voi o să dați de hack versus hacker și... Ia uite cu aia ce bani am făcut pe capul lui Darius 2K. O să dați de rage checker și probabil mulți dintre voi nu o să aveți coduri bune de rage. Dacă folosiți Exitium nu o să puteți să jucați. Ia uite-l pe ăsta ce considerea să-mi dea toți gura, mătii, să-ți țuche-o ție toate tălpile aici nebun la cam. Mă mir că n-am dat de rage checker, având în vedere că jucăm, adică joc pe contul de Smurf, bă băieți. Și mă rog, pe contul de Smurf, pe contul pe care trebuie să vi-l dau la giveaway și nu are... Nu are nu știu ce... Transfector, vă dați seama și mă mir că nu am dat de rage checker sau de chestii de astea. Mamă, iauză-l pe ăla cu aia, iauză-l pe ăla, n-ai Smurf. Mă mir că ăștia chiar nu ne fac codați cu aia aici, nebun la cap. Oare dacă îmi bag rage o rundă, o să-mi zică toți Smurfer sau? Chiar mi-aș băga rage o rundă. Să-mi bat picioarele, ia băgați, eu îmi bag semi-rage-ul cu aia să văd dacă ăștia toți Smurfer mă fac, să mă bată tata, că ăștia numai Smurfer, Smurfer, Smurfer. I have 1k hours. Bine, Darius, se flexează un pic și Darius cum mă flexeam eu Iliuță, ia zi. Se flexează un pic și Darius. Așa, dar nu mai ai cont. Da, acum nu mai am cont cu care să mă flexez. Dar o să mă flexez acum, o să mă operez era să zic, coaie, să mă bată tata, la feritabil, băieți, luni, marți și miercuri să mă bată. Hai că da. Global on main. Ia uză-l coaie, vrea să le dea, da, să Sander și vreau eu să le dau. Unu mort, doi morți. Dați-vă mă de aici. Trei morți. Lăsați-mă să dau. Hai că dau Isaac, e. 4 morți, așa deja vin cu cuțitele la noi, nu mai au nicio treabă. Uite ce ne jură, coaie. Ce ne jură, ia uite-l pe Fabi, RIT. Bine, Fabi, ești nebun. Mamă, deja băieții ne jură, nu mai au nicio treabă. Sau am crezut și noi că o să ne facă Smurfer tot meciul, că o să ne complimenteze, să zicem așa. Dar au început acum cu ultima rundă să ne și înjure, ești nebun. Bă, fraților, nu știu, oricum sperăm să... Sperăm că pe acest cont, având în vedere că l-am făcut de la zero și vă dați seama cum un cont timp făcut de la zero și ai și băgat banii în el, adică am dat 13 euro pe operațiune, când ai și băgat banii în el, na, ții mai milă de el, adică nu vrei să-l banezi așa de ușor și sperăm că o să țină mai mult contul ăsta decât celelalte, deși și alea au ținut un an aproape. De fapt, un cont l-am ținut un an jumate și unul aproape un an, deci oricum îi... Îs ținute ceva și conturile alea, băieți, mamă, Zedong 60 de ore, băi, că am 500 de chile dacă e, nu m-a nimerit aici, pe de tine putea să zică, băi, Ilie, că ai 500 de chile să mă bată tata. Bă, băieți, am făcut și noi rang, am făcut rang 23, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați și voi acolo un like și un subscribe la canal dacă vă place ceea ce fac și veți episoade în continuare, vă promit că în curând o să începem seria aia pe contul nou de Steam, pe contul principal, o să vă dau și link în timp, momentan vreau doar să îmbunătățesc transfectorul. Și după ce sunt sigur că contul ăla nu va fi banat și nu va avea nicio problemă, o să vă dau și voi linkul de la el ca să mă puteți adăuga. Sper că v-a plăcut, dați și voi acolo un like, nu uitați și follow pe TikTok neapărat mie și prietenei mele și ne vedem data viitoare. Salut!